Unul dintre bazinele noului ștrand din municipiul de Pecerna va fi dotat cu o instalație de valuri care poate fi controlată de la distanță cu o telecomandă. În ședința care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, Consiliul Local Hunedoara a adoptat proiectul care prevede realizarea studiului de fezabilitate pentru bila de valuri, estimată la 100.000 de euro, însă la limită. Asta din cauza unor consilieri locali care nu au înțeles că este nevoie de această investiție. Surprinzător este că tocmai consilierii PNL Constantin Rusu, Ciprian Palcău, Florian Cazan, Marian Bucaleț, Mircea Artean și Jane Magaon au fost împotriva achiziționării acestui sistem, cei șase preferând să nu voteze. Consilierul local UDMR, Oronco Takaș, a votat împotrivă. Chiar și așa, proiectul a trecut cu 11 voturi pentru, voturi venite din partea consilierilor PSD și PDL, care au înțeles utilitatea acestei achiziții. Nu e vorba de o simplă bilă, e vorba de o instalație de produs valuri și așa cum s-a menționat și în ședință, la ora actuală în România există doar 3 locații în care există un astfel de bazin, un astfel de ștrand, Hunedoara va fi al patrulea. Și credem că prin această investiție care va fi gata în primăvara anului viitor, vom reuși să atragem mult mai mulți turiști, chiar și din orașele și comunitățile învecinate. Și cred că hunedoreni chiar merită o astfel de investiție. Noul ștrand din Hunedoara este construit în apropierea bazinului de înot, pe o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați. Complexul va avea un bazin de peste 2.100 de metri pătrați și un bazin pentru copii de 108 metri pătrați și o capacitate de circa 450 de persoane.